Salutare, frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la Granny. Cred că v-ați dat seama că este un episod de groază, deoarece face camul meu care filmează în 3 FPS-uri este aprins. Și mereu aprind camera ca să mă vedeți cum mă speriat, cum mă sperii și fac atac de cord și da. Și după cum vedeți, acest personaj din fața noastră ne va speria și ne va omorâ. Asta se întâmplă dacă nu vă spălați pe dinți. Bun, sper că m-auziți bine, sper că auziți și sunetul la joc bun. Sper. Chiar sper. Bun, și dăm play. Aici îl dăm direct pe aici, ce dracu, vă, dark, ce mă, dacă îl dau pe darkness, direct, fai de capul meu, e grav, e grav. Dacă îl dau pe darkness și pe hard, o să am gaze. Lacrimogene. Mă rog. Îi dăm pe aici pe să nu fie întuneric, pentru că jocul ăsta e extrem de horror când e întuneric. Bine, jocul nu-i horror. Nu-i horror, dar e sentimentul ăla că te urmărește cineva și mi se face rău. Sper doar să nu mă audă bunicii mei că vorbesc singur în cameră ca un nebun. Dar nu-i bai. Ce nu fac eu pentru voi? Cred că trebuie să mă apropiem cam așa, mai așa, e bun. Bun, aici avem o vază, dacă luăm această vază și o ducem, uite aici, și o dropăm jos, se va face un zgomot și va veni bunica să vadă ce s-a întâmplat. Am fi putut să mă ascund și în dulapul ăla, dar nu contează, o picat ăsta. Stați că vine, nu știu dacă o auziți, dar vine. Uite. Bine, v-am zis, jocul nu-i așa... O zis că mă vede și o trecut pe lângă mine. Fraiera! Bun, am închis ușa. Acum trebuie să vă să nu dărâm nimica. Să nu dărâm, să nu mă apropii de nimica, că orice zgomot mic vine după mine. La orice zgomot mic vine după mine. Și dacă vă plac genul ăsta de episoade, vă rog frumos să apăsați butonul de like și eu voi mai face. De ce nu? Aici, după cum vedeți, la omulețul ăsta de aici, de sus, de sub face camul meu, îi să stai jos sau sus. Credeți-mă, o să aveți nevoie. Apropo, jocul e gratis pe ăsta, Magazine Play. E acolo, că o deschis ușa. Miezăi ei. Am făcut zgomot, mami! Trebuie să recunosc, știu puțin casa asta, deoarece m-am uitat la niște episoade să văd și eu cum e jocul și ce trebuie să faci în jocul ăsta. În jocul ăsta trebuie să aduni niște obiecte ca să deschizi o ușă și... Na. Cam asta e tot. V-am spus, jocul nu e așa de horror, deoarece... mai mult horror e faptul că te urmărește cineva și cineva după tine și chestii genul ăsta, dar el nu e horror mai deloc. Uite o bucată de hârtie. Cu asta ci că deblochezi ceva noapte specială, da? Nu știu să fac. Unde-i nebuna aia? Mi s-a părut că am auzit-o. Acum vezi că apare după colț. Bă, momentan nu-i nimic aici, deci pot să mă liniștesc. Oare nu pot să sar pe masa asta sau nu? Ok. Dar unde e asta? Că nu știu. Și aici ce în spate? Că nu știu casa așa de bine. E ușa deschisă. Hai de până... Placă cotoranță. Am dărâmat chestii, dărâm chestii, fac zgomot, vine după mine, mă urmărește, ajutor! Tăcesc, e proastă și nu m-a văzut. Fraiera. Dar eu trebuie să adun chestii de pe aici, dar eu nu știu. Dar nu știu ce se întâmplă.
Cred că ho pus o capcană. Filmez de 5 minute, da? Nu-i bai. Mi-e frică să ies, că nu știu ce se întâmplă. Iar așa am făcut zgomot. Dumnezeu, Paul, nu mai fă zgomot! Oare coboară pe scări? Ai tipă Nu știu unde îi. Am crezut că am văzut-o. Mamă! Aici ceva, camera se... Miezei tăi de ușă. Miezei tăi de ciolan. Am găsit un din ăsta. Cu ăsta parcă... Tăiai ceva fir de la ușă. Dacă mai vreți jocuri de genul, vă rog frumos să dați un like și voi face. V-am spus, nu joc de pe calculator, deoarece... E aici? Da, a fost aici, a fost copusa aia înapoi. Dar nu aud, nu știu unde e. Dacă trebuie, dacă joc pe calculator, trebuie să fac mai multe chestii și n-am să iau ăla jocul să văd dacă... M-a scos sub pat. O picat ceva, nu știu, picat. Deci voi nu știți ce sentiment am la mine în cameră, e întuneric total. Cred că se vede că e întuneric, că eu am, uite, uitați ce ochi frumos am. Da. Da, mulțumesc mult pentru acea capcană. Mulțumesc. Acum poți să pleci, te rog. Ticlăzău tu de scaun. Că eu Hehehehe. l-au picat. Și iarăși o să pun o capcană. Cred. Doamne, mulțumesc că n-au pus o capcană. Ce ai zis, mă? Pam! Hai să-mi fut una. A, și-o pus-o direct la ușă ca să mai pot eu să mă duc încolo. Mulțumesc! Acum Paul va ieși încet. Mi-e frică să ies, că dacă ies poate deschide ușa și mă vede și mie după mine. Mă ating de tablou care pică. Ah! E ok acolo. Drop. Drop. Nu știu pe unde vine, nu știu ce să fac, n-am unde să mă ascund aici.
Doamne, mulți am, că s-o dus pe sus. Vai, deci voi nu știți ce tensionat e jocul. Am dărâmat ceva. Uite-o, uite-o, uite-o. Nu veni pe aici, nu veni aici! Să nu spui că vine aici! Nu vine, nu? Nu pus o capcană, doamna. E acolo, ok, dar nu... Weapon key sau ce-o scris? Fă zgomot, fă zgomot, te distrage atenția. Faceți-mă spera Dumnezeu, Sfinte Hristoase. Se pare că filmez de 11 minute, doamnelor și domnilor, deci dacă v-a plăcut, nu uitați. Stai să mă vedeți mai bine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și eu voi continua să fac episoade cu acest joc minunat. Așa că, oricum nu m-ați văzut deloc și na, pana mea, dar mă rog. Și da, noi trecem mai departe și vom încheia acest videoclip. Pa, pa! Și nu uitați, dacă mai aveți episoade de genul, anunțați-mă și voi mai face. Pa, pa!